De ce a ales Fundația acest scop al sprijinirii copiilor care vin din medii defavorizate? Aș vrea să-mi descrieți puțin filozofia Fundației. În primul rând, mulțumesc mult pentru invitație. UiPath Foundation este o organizație înființată de compania UiPath, care se ocupă de automatizare și inteligență artificială. E o organizație non-profit înființată în ianuarie 2019 și a pornit de la dorința fondatorilor UiPath de a susține copiii din comunități vulnerabile din România, de a avea acces la oportunități educaționale de, de calitate. E foarte bună întrebarea. Cred că e important să ne uităm și pe date. România, deși e membră a Uniunii Europene de atât de multă vreme, în continuare este țara cu procentul cel mai mare de copii risc de sărăcie din, din Uniunea Europeană. A scăzut procentul cu. 2% din 2022 în 2023, însă cele mai recente date de la Eurostat asta arată că 39% dintre copiii din România sunt în risc de sărăcie, iar riscul de sărăcie presupune și un acces limitat la oportunități educaționale. După cum vedem în toate rapoartele legate de educație, avem și o mare provocare legată de abandonul timpuriu al școlii, la nivel de sistem educațional, și, din păcate, starea de vulnerabilitate socială accelerează, accelerează acest fenomen. Și atunci, Fundația a apărut această dorință de a aduce oportunități educaționale acolo unde. Din păcate, calitatea procesului educațional este foarte redusă. Mai e un studiu foarte interesant care spune că există o corelare foarte puternică între nivelul de sărăcie dintr-o comunitate și nivelul educației. Deci cu cât o comunitate e mai săracă, ce vedem e că și educația la un nivel mai redus. Deci, din start, acești copii au mai puține oportunități să depășească contextul în care s-au născut și uh, vedem asta, din păcate, foarte mult în mediul rural, dar și în mediul, în mediul urban, pentru că această realitate legată de sărăcie, din păcate, e distribuită în întreaga țară. Fiind o, o fundație a unei companii de tehnologie, ați ales sau Cumva era în firea lucrurilor să interveniți prin anume mijloace, adică să folosești tehnologia pentru a rezolva uh -huh. și cum, cum, cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Cred că e foarte tentant atunci când ne gândim la educație să ne gândim că tehnologia este soluția perfectă și... Din punctul nostru de vedere, evident că aduce foarte multe oportunități, dar nu este un panaceu. Și atunci vreau să ieșim puțin din paradigma asta de tehnoșovinism în care tehnologia aduce o soluție la orice problemă socială și să ne uităm la problema în sine și cum poate tehnologia să susțină un efort pe termen lung de, de a transforma realitatea din teren. Noi folosim într-adevăr tehnologia. Și oferim oportunități educaționale facilitate de tehnologie și în acest mod ajungem în niște comunități foarte izolate, rurale, din, din 20 de județe din, din România, vorbesc de toată Moldova, tot sudul României, București și Cluj. Um, și am ales aceste zone tocmai pentru că ne-am uitat pe indicatorii socioeconomici și acolo sunt cele mai mari provocări și București și Cluj pentru că avem birouri acolo și avem și o prezență fizică. Um, însă cred că dincolo de tehnologie, um, cea mai importantă resursă a noastră e această comunitate um, globală de voluntari pe care o avem um, alături de noi încă din 2019 și care a dedicat peste 20.000 de ore pentru programele noastre educaționale și cred că asta face uh, realmente uh, diferența în efortul nostru de a le oferi copiilor o platformă de a uh, depăși dificultățile care se confruntă și tehnologia importantă și e foarte valoroasă și noi lucrăm pe mai multe uh, dimensiuni inclusiv pe dezvoltarea de competențe digitale pentru copii, încercăm um, să construim așa un pod, zic eu de cunoaștere pe zona de inteligență artificială pentru că um, e un mare decalaj acolo în să e o componentă într-o intervenție mult, mult, mai complexă. Da, pentru că tehnologia nu înseamnă imediat o învățare mai bună, fiindcă oamenii, să, dacă ai o tabletă mai performantă, dacă ai un laptop mai performant, nu înseamnă că ești mai bun la geografie. Dar există un decalaj în ceea ce privește competențele digitale ale copiilor din mediile defavorizate față de... Și e vorba de o adaptare în decursul vieții, adică ei pleacă cu un fel de handicap, să spunem, față de cei care au acces da, e un decalaj care nu apare doar la competențe digitale, ci la tot procesul educațional, din, din păcate. Însă vestea bună e că acest decalaj se poate recupera. Noi chiar am, am lansat, acum doi ani, un raport privind starea națiunii pe competențe digitale în, în România, alături de uh, partenerii noștri de la, de la Brio. Uh, și atunci am constatat că, într-adevăr, decalajul pe competențe digitale este un semnificativ. La, nivel, la nivelul copiilor din România, un studiu care nu s-a mai făcut pe această categorie de vârstă, însă, pe măsură ce ei cresc și ajung în zona de, de liceu, nivelul de competențe e mai ridicat, ceea ce și arată că, acolo unde și sistemul oferă mai multe oportunități de învățare din această perspectivă, se poate recupera decalajul. Am și generat, am creat primul instrument de evaluare standardizată a competențelor digitale pentru copiii de la 7 la 18 ani, un instrument care nu există în altă parte în lume și care poate fi accesat în mod, în mod gratuit. Noi îl folosim pentru copiii din programele noastre pentru a evalua nivelul de la care pornim în competențe digitale și uh, progresul pe care îl fac, dar orice profesor, orice copil, orice părinte în această țară poate să folosească acest instrument și e accesibil uh, online gratuit. Și cam câți voluntari și ce fac voluntarii când vin sau, și, sau cum sunt, de ce sunt atrași în da, istoric, din 2019 până în prezent, am avut alături de noi peste 500 de voluntari la nivel global, nu doar din România, ci și din alte părți ale lumii, pentru că um, compania UiPath este în peste 35 de țări. Um, Acum, post, pentru că ne pregătim pentru uh, tabără anuală pe care o organizăm copiii din programul Salt către Viitor, copii de gimnaziu din comități vulnerabile, de exemplu, avem 50 de voluntari care vor participa uh, pe durata lunii august la această tabără și vor superviza copiii și vor fi alături de noi uh, în acest proces. Însă, voluntarii pot avea roluri foarte diferite. Ne, ne ajută de la uh, a implementa soluții tehnice pentru... Uh, procesele noastre administrative ca să putem să petrecem mai mult timp pe construirea um, experienței educaționale pentru copii în loc să stăm pe, um, pe a gestiona chestiuni administrative și ne ajută pe, pe diverse componente legate de um, zona legală um, sunt alături de noi să inspire pe copii, ceea ce vedem în aceste comunități dincolo de lipsa de resurse educaționale e că acești copii nu au niște modele la care să aspire și atunci uh, și perspectivele lor sunt foarte limitate de ce văd în jurul lor, apropo de ce își imaginează în termen de educație, în termen de profesii și atunci pentru noi e esențial să expunem la niște povești de viață uh, și la niște parcursuri educaționale și profesionale care să se inspire și să le, să să le arate niște, că pot mai niște mult. Exemple. De exemplu, avem această serie de webinarii care se numește Inspirational Speakers. Deci, uh, Vorbitori inspiraționali, în care voluntari din, din UiPath, din diverse departamente, vin și le prezintă copiilor parcursul vieții lor, de unde au pornit în viață și cum au ajuns să facă profesia pe care o au în momentul de față. Și, evident, multe dintre povești sunt foarte similare cu ale copiilor pe care îi susținem. Profesioniști care vin din, din familii care au avut dificultăți financiare, din comunități mici din, din țară sau din, din afara țării și arată cum au depășit ei dificultățile. dificultăți și o poveste de reziliență și uh, uh, mai avem și activități de voluntari, de exemplu, mai amintesc de această echipă din UiPath, care a venit la una din școlile din Ferentari unde lucrăm uh, și au avut o activitate de interacțiune cu copiii și au. Uh, a fost foarte interesat pentru copii, pentru că unul dintre ei a venit um, și pentru că ei fac limba engleză. Le-a fost foarte ușor să interacționeze cu voluntarii și unul dintre puști i-a spus unui voluntar că el are o dilemă nu știe dacă să se facă inginer sau aviator și că au avut această discuție în perspective, și o puștoaică la fel a început să vorbească cu unul dintre, una dintre voluntare în turcă pentru că auziți ea la televizor și exersase asta și cumva cred că e așa un context în care acești copii sunt, sunt expuși la, la multe, alte, multe alte realități față de ce văd în, în jurul lor V-ați propus cumva să, să faceți unele schimbări în politica educațională din România sau ați avut tentative? Sau ați... Da, cred că ne dorim foarte mult ca experiența noastră din comunități și rezultatele pe care le extragem noi din procesul nostru de monitorizare și evaluare de impact să poate să devină de referință pentru sistemul educațional, însă suntem o organizație foarte tânără, avem 5 ani jumătate de când de când ne desfășurăm activitatea. Am contribuit acum acum ceva ani la o strategie de dezvoltare a competențelor digitale pentru sistemul educațional din România, participăm atunci când suntem invitați în, în procese consultative și venim cu input legat de, de activitatea noastră, însă credem că modalitatea în care abordăm noi educația în comunități vulnerabile și abordarea asta pe termen lung, consistentă, cu implicarea familiei, cu implicarea școlii, lucrând de aproape și pe zona de capacitare a profesorilor, poate să fie un, un model care, care poate fi scalat la nivel de sistem și avem toată deschiderea să să, să colaborăm cu instituțiile publice, să împărtășim din, din ceea ce descoperim noi în comunități. Bun, cred că una dintre cele mai mari probleme e problema abandonului școlar. Aveți idee cum ar, cum tehnologia ar face ca copiii să nu renunțe la școală? Da, asta e o reflexie, reflexie foarte, foarte bună. Acum mă gândesc la acestă, această analiză de la OECD, care se uita la numărul de ore petrecute de copii pe diverse device-uri. Dacă timpul petrecut era în scop educațional. Până la 5 ore are un impact pozitiv asupra performanței educaționale, deci utilizarea tehnologiei în școală poate, poate să aducă asta. Însă dacă petrece mai mult de o oră pe altceva decât conținut educațional și anume pe scrolling fără sens, asta genera scăderea performanței școlare. Și atunci, cred că tehnologia poate să aibă un impact foarte mare dacă ea este folosită cu sens în, în context educațional. Iar atunci când vorbim de, de comunități vulnerabile, avem această așteptare ca tehnologia să rezolve foarte repede situația de acolo și problema abandonului școlar. Însă, ce trebuie să înțelegem? Că abandonul școlar vine pe un fond de vulnerabilitate care trebuie abordată din foarte multe unghiuri. Vorbim de locuire precară, vorbim de nutriție care nu este potrivită pentru copii, vorbim de participare în primii ani de viață la activități educaționale, în educație preșcolară de calitate care, din păcate, lipsește în, în comunitățile vulnerabile și atunci tehnologia poate să fie un pilon în proces, dar doar în complementaritate cu intervenții care să se uite cu mare atenție la dinamica din familie, la relația cu școala, la capacitarea profesorilor. Deci nu e uh, o soluție universală, ci e parte dintr-un uh, dintr pachet de soluții care trebuie să vină împreună. Și asta vedem și în, și în munca noastră. Pentru că degeaba mă duc eu într-o comunitate săracă, să dezvolt competențele digitale, dacă acei copii au dificultăți. Pe zona de competențe funda fundaționale se numesc ele, și anume literație, numerație. Trebuie să lucrezi și pe comunitatea respectivă în așa fel încât să-i aduc într-un nivel în care utilizarea tehnologiei să, să aibă această bază. Și aveți nu știu, niște modele, niște, să spunem, o un proiect care poate fi, care e exemplar, care poate fi, să, să, spunem așa, ipotetic, îl propunem Ministerului Educației, asta este o chestie reușită, poate fi replicată. Chiar cum pregătim lansarea unui raport de evaluare pentru curicula de inteligență artificială pe care am dezvoltat-o împreună cu partenerii noștri de la Fundația Înființată de MIT din Statele Unite, e vorba de Fundația App Inventor. Împreună cu ei și experți care lucrează pe cadrul UNESCO pentru educație și prin inteligență artificială la nivel global. Am dezvoltat această curiculă pentru elevi de liceu, am testat-o cu um, adolescenți din programul nostru și am livrat-o împreună cu voluntari din, din UiPath, pe care i-am pregătit foarte bine um, și ne propunem ca această curiculă, de exemplu, să devină accesibilă pentru, pentru toți profesorii din, din România și chiar și din, din alte țări. Um, e o, un model de... E modulul 1, introducere în inteligența artificială. Știu că acum e o inflație de resurse um, și vedem peste tot cursuri de inteligență artificială, dar um, acest curs este foarte calibrat la um, realitățile adolescenților din ziua de azi, um, cu exemple uh, foarte concrete. E un curs foarte ancorat în realitatea lor de zi cu zi și uh, ține cont de expunerea lor la. Uh, la tot ce înseamnă digital și are și o foarte puternică componentă etică apropo de cum utilizăm inteligența artificială într-un mod care să ne fie util nouă și celorlalți nu în scopuri care să, să fie mai puțin benefice. Da, există și o temere din asta că tehnologia ar putea să smulți părinții și cred că e o realitate tehnologia uneori e un impediment pentru învățare, uh, mai ales și multă lume dă vina pe calculator, că copiii nu mai învață și că uh, ieșeau referatele din, de pe internet și de pe... Uh, și atunci bănuiesc că e nevoie de un efort de, cum să spun eu, uh, uman, ai către profesori, iar că școlile din comunitățile defavorizate bănesc că nu sunt foarte bune. Într-adevăr, tehnologia poate să, așa cum spuneam, dacă nu e folosită în scop educațional, poate să deraieze foarte mult atenția copiilor, capacitatea lor de a se concentra. Acum, Învățarea e și un proces foarte emoțional. Deci contează foarte mult pe cine ai în față și atunci profesorul, întotdeauna, indiferent de cât de mult o să evolueze tehnologia, o să aibă un rol foarte important. Și cred că trecem printr-o tranziție în care profesorul devine un facilitator de conținut și un facilitator de proces educațional și mai puțin un. Uh, mai puțin o persoană care face un transfer de informație, ceea ce, din păcate, se întâmpla până acum. Și atunci. Uh... Cred că tehnologia poate, poate să aducă foarte mult. Eu, mă gândesc, eu am crescut într-o familie care s-a confruntat cu foarte multe dificultăți financiare. Am avut sprijin pe partea asta educațională și toată încrederea părinților mei și sunt foarte recunoscătoare pentru asta, dar țin minte cât de dificil era să găsesc resurse și petreceam timp în bibliotecă și era foarte mult timp. Acum copiii din ziua de azi au totuși avantajul de a folosi tehnologia pentru a ajunge foarte rapid la, la informații și um, cred că e o foarte mare oportunitate. Dar ca să înțelegi această oportunitate, cred că e important să-ți cultivi aceste competențe digitale și ceea ce menționați mai devreme, intră în sfera de competențe digitale, să fii capabil să filtrezi informația, să o cauți, să o folosești într-un mod, într mod cu sens și la fel partea asta de sănătate um, psihică în, în mediul online și cum te protejezi pe tine, la fel intră tot în spectrul de, um, de competențe digitale. De asta și noi promovăm atât de mult, ne uităm la cadrul european de competențe digitale, la Digicomp um, pentru că acoperă toată această sferă și cumva poate să vină în serviciu procesul educațional, însă e nevoie de o conștientizare. Evident că ne e frică de ce nu înțelegem, cât că e o mare oportunitate acolo pe care o ratăm dacă nu uh, introducem tehnologia în procesul educațional. Și vedem și copiii cu care lucrăm noi. Uh, îi stimulează foarte mult, uh, ei uh, interacționează chiar și în cele mai vulnerabile comunități cu. Un telefon, cu au acces la platforme de social media. Deci pentru ei e important să existe acest fir roșu în, în procesul educațional și e esențial să-l să folosim cu sens și cu măsură. Pentru că sunt și studii care arată că dacă stai noaptea pe telefon între 1 și 5 dimineața, nopți la rând, luni la rând, ani la rând, dezvolți un risc mare de depresie. Cred că e și important să curatoriem timpul pe care copiii îl petrec în online, pentru că ceea ce e fără măsură poate să genereze foarte mult, foarte mult rău. Urmează o curiculă pe inteligență artificială, adică ce, ce ar putea să învețe elevii despre inteligență artificială? Fiind un modul introductiv, el are scopul de a-i face mai familiari cu ce înseamnă inteligența artificială ce înseamnă un algoritm, care sunt aplicațiile practice, care sunt considerentele etice atunci când folosești um, un, o soluție digitală cu inteligență artificială, cum iau deciziile, ce soluții găsesc. Adică trece dincolo de spectrul ăsta de, de folosire. Folosești chat, GPT și îți scrie un comentariu literar. Da. Asta e, într-adevăr, o provocare. Am și prieteni care sunt profesori universitari și îmi povesteau, nu doar în România, ci și în alte părți ale lumii, că vin studenții cu teme generate de ChatGPT și se pare că e foarte tentant. Eu nu cred că ar trebui să le spunem copiilor, adolescenților, tinerilor să nu folosească ChatGPT. Trebuie să vadă cum, cum, se, cum folosesc ChatGPT ca pe un asistent în procesul de educație, uh, pentru că nu tot ceea ce livrează CGPT e neapărat uh, valid și atunci e important să-și folosească și ei capacitatea de discernământ în momentul în care primesc ceva de la, de la CGPT. Uh, însă, cred că trebuie să fie conștient, să vadă cum funcționează și acest uh, un job al viitorului este acest rol de uh, prompt, prompt engineering care să poți să-i pui întrebările și să-i dai input cel mai potrivit, în așa fel încât să-ți dea ce ai tu nevoie să te ajute educațional, profesional și cred că sunt iarăși multe oportunități acolo, dar depinde cum ne uităm la toate aceste instrumente.